În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce v-ați înfricoșat, puțin credincioșilor? Viți credincioși, iată că aceasta este întrebarea pe care Mântuitorul o adresează ucenicilor care erau împreună cu el în corabia care era în mijlocul unei furtuni. Pentru că astăzi este ziua de prăznuire a Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, biserica a rânduit totuși a se face pomenire unui eveniment teluric din vremea împăratului Leon al Bizanțului, anume în indictionul al 27-lea, adică ziua 26 octombrie, în timpul domniei lui Leon, s-a făcut un cutremur mare de pământ în Constantinopol, astfel încât au căzut toate edificiile mai înalte și a trebuit să fie construite în perioada următoare. Dar atât de mult s-au înfricoșat oamenii, încât biserica a rânduit a se pomeni acest eveniment. Și pentru că este o rânduială conform căreia, dacă Sfântul Dimitrie cade duminica să se citească întâi Evanghelia cu tremurului, apoi cea a duminicii și apoi a Sfântului, e bine, în această ordine vreau să vă vorbesc eu astăzi. Și anume Evanghelia cu tremurului, că așa este scrisă în pericopul, cuprinde un fapt de viață din timpul Mântuitorului, atunci când au trecut cu corabia de cealaltă parte a mării și Mântuitorul a intrat în corabie să se odihnească. În acest timp s-au iscat valuri foarte puternice și erau gata să scufunde corabia și Mântuitorul dormea. Atunci ucenicii s-au dus toți peste el și i-au spus: Doamne, miluiește-ne că pierim! Și Mântuitorul s-a uitat la ei, i-a mustrat așa părintește și le-a spus: puțin credincioșilor, pentru ce v-ați înfricoșat? Și a ieșit afară și a certat vântul și marea s-a potolit și s-a liniștit. Apoi toți se întrebau: cine este acesta de care ascultă și marea și vântul? Iubiți credincioși, cred că nu e vorba neapărat despre ucenici, ci e vorba despre povestea vieții noastre. De câte ori nu ne înfricoșăm, de câte ori nu ne speriem? Și astăzi învățăm ceva. De cele mai multe ori ne speriem degeaba. Parcă l-au avut pe părintele Arsenie când zicea: tată, erau ucenici în corabie. Băi, sunt făcuse niște valuri mari. S-au dus și ei, auzi câtă nesăbuință, să-l trezească pe Mântuitorul. Și Mântuitorul parcă le-ar fi spus așa: bă, vă și vă zurăți pe fundul mării cu mine cu tot. Cam așa se întâmplă și cu viața noastră. Ne facem tot felul de calcule și ne înfricoșăm înainte de vreme. Punem tot felul de gânduri rele înaintea noastră. Am mai spus și altă dată despre acest aspect al anticipării negative pe care parcă o avem în firescul nostru. O să spuneți: bine, bine, părinte, dar dacă vine sfârșitul de lună, ceea ce se întâmplă și acum, și vine scadența la bancă, Marta, ce ne înveți să facem? Păi dacă tot vine scadența, un rău tot trebuie rezolvat, trebuie măcar să fie rezolvat cu zâmbetul pe buze. Păi dacă nu avem, păi nu avem. În acest moment mai e și treaba celor care au avut curaj să vă dea o sumă pentru următorii 30 de ani. De cele mai multe ori ne paralizăm singuri, inclusiv posibilitățile de a ieși dintr-un necaz. Pentru că Mântuitorul, imaginați-vă, dormea. Nu simțea furtuna? Nu se mișca aceeași corabie și cu el cum se mișca cu ceilalți ucenici și apostoli? Și totuși Mântuitorul nu dormea așa neapărat că era somn, ci dormea
ca să arate cum trebuie să ne comportăm atunci când corabia este mișcată. Corabia vieții noastre este mișcată. De ce? O să ziceți de vânturi? Da, dar vânturile ce înseamnă? Înseamnă niște probleme pe care noi le băgăm în seamă. Valurile, care atunci când sunt privite de lângă țărmul mării, pot să fie mai mari sau mai mici, dar atunci când sunt privite dintr-o corabie în care ne aflăm noi, în mijlocul valurilor, încep să ne dea oarece palpitații. Dar ce ne învață astăzi Mântuitorul? Că trebuie să fim liniștiți. Pe cum să fim liniștiți? Tocmai așa. În momentul în care suntem neliniștiți, valurile acelea cu siguranță că vor fi văzute de către noi mult mai înalte. Orice balans al corabiei, dacă noi suntem neliniștiți, se va înmulți cu neliniștea noastră. Orice necaz care vine asupra noastră, dacă noi suntem neliniștiți și suntem puțin credincioși, cum ne dă Mântuitorul definiția, cu siguranță că vor fi înmulțite, înmiite. Și atunci ce e de făcut? Este, așa cum am și auzit de altminteri într-un comunicat scurt pe care radioul îl prezintă câteodată, în cazul în care sunteți în mijlocul unui cutremur, nu intrați în panică. Deci ăsta este primul lucru pe care trebuie să îl luăm în seamă, să nu intrăm în panică. Panica poate să creeze dezordine, poate să creeze anarhie, poate să creeze înmulțirea pericolului, pentru că imaginați-vă doi oameni care sunt amândoi în panică, până la urmă o să se dea cap în cap și o să cadă pe scări și o să moară nu de cutremur, ci o să moară pur și simplu că s-au îmbrâncit ca să iasă afară mai repede. De multe ori pericolul care ne paște nu este cel pe care îl vedem, ci este cel pe care mintea noastră îl înmulțește de N ori, atâta vreme cât nu stăm liniștiți. De exemplu, dacă ne aflăm în mijlocul unei haite de lupi, ce o să ziceți? Păi, fraților, păi, dacă m-au înconjurat, asta este. În momentul în care organismul nostru începe să emane niște feromoni vis-a-vis de faptul că frica stârnește în noi niște reacții chimice pe care organismul nostru le împrăștie ca efecte, cu siguranță că acei câini sau acei lupi vor veni peste noi fără dar și poate. Dar dacă noi ne putem păstra firea, nu intrăm în panică, cu siguranță că nu vom da animalului care poate să miroasă frica, să zicem așa, între ghilimele, și cu siguranță că dacă Dumnezeu va rândui ca noi să trecem de acest pericol, suntem datori să povestim cum și ce bine ne-a făcut nouă Dumnezeu. Pentru că pacea nu vine decât de la Dumnezeu. Și acum revenind la ce frumos zicea Părintele Asenie, ce vă și vă zurăți pe fundul mării cu mine cu tot. Aici este problema. De ce credeți că i-a admonestat Mântuitorul pe cei care erau în corabie cu el de puțină credință? Dacă ei îl aveau pe Mântuitorul între ei, cum își puteau ei imagina că o să piară cu toții? Sau cum își puteau ei imagina că numai Mântuitorul o să rămână singur din corabie și ei o să moară cu toții? Așa suntem și noi, ne împărtășim. Îl avem pe Hristos în noi, nu în mijlocul nostru, în noi. Și atunci, ce ne face totuși să ne îndoim de prezența Mântuitorului? Puțină credință că lucrurile stau chiar așa. Dacă noi am fi convinși că un om împărtășit este purtător de Hristos, Hristofor, îl poartă pe Hristos în el, cu siguranță că își va aduce aminte toată viața că atunci când corabia era zdruncinată, Mântuitorul le-a zis: puțin credincioșilor, pentru ce v-ați înfricoșat?
Corabia este viața noastră. Să zicem așa, valul vine dinspre bancă, valul vine dinspre tot felul de probleme pe care le avem și noi ce facem? Doamne, al meu ești și al tău sunt. În primul rând, mi-am dat 25 de ani din viață înaintea unei bănci, acum au venit niște scadențe. Viața ți aparține oricum. Și de asta trebuie să fim atenți că până când nu jucăm finala, nu trebuie să intrăm în panică. Mă, azi e 26, până pe 31 poate s-o întâmpla vreo minune, ceva și pot să închei și luna asta. De ce să capitulez și să mă uit de colo-colo, aură, vine valul ăsta, bă, trecem peste asta, dar bă, mă, vine unul, ia uite-l, al cincilea val, ăla ne răstoară sigur. Dar de ce suntem așa? Pentru că suntem puțin credincioși. Dacă ne-am cultivat mai multă convingere în noi, cu siguranță că putem să depășim momentele. Pentru că Mântuitorul, de ce după ce a ieșit le-a potolit furtuna? Ca să-i liniștească și pe ei. Mântuitorul, oricând este chemat de noi în rugăciune, vine și potolește furtuna. Vă aduceți aminte de călugărul acela care se lupta în mod fizic cu diavolul și a crezut că îl doboară până la urmă. S-a luptat și spre dimineață, vă imaginați, toată noaptea s-a luptat, spre dimineață a zis, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Și atunci s-a auzit o voce, aici sunt frate. Și diavolul a plecat. Bineînțeles că fratele l-a luat la întrebări pe Mântuitorul, ce bine, dar era aici, nu m-ai ajutat? Dar pentru că nu m-ai chemat, așteptam să mă chemi. Așa e și cu noi. Noi care ne luptăm toată noaptea, în ce sens? Facem tot felul de calcule, cum să scap, pe unde să o iau. În loc să o iei de la început să zici, Doamne, scapă-mă că acum nu mai știu ce e cu mine. Noi nu. Întâi vrem să epuizăm niște mijloace de luptă cu care suntem obișnuiți, cu care am fost și educați, prost din punctul ăsta de vedere. Noi vrem să facem față cu ce? Cu posibilitățile noastre. Apoi, nu e chiar așa. Și pentru că astăzi îl prăznuim pe Sfântul Mare Mucenic, izvorător de mir, Dimitrie, cel Mare, am să vă spun câteva lucruri legate tot de această atitudine a omului care își pune încrederea în Dumnezeu. Poate că, văzând icoana cu Sfântul, o să spuneți că e vreo confuzie. Îl vedeți pe un Sfânt călare și jos, și el cu o suliță în mână și jos, în loc să vedeți balaurul de la Sfântul Gheorghe, vedeți un omuleț acolo. Să știți că este o icoană reală. Acela este Sfântul Dimitrie. Dar este Sfântul Dimitrie, jos, omulețul acela este Lie, o să vă spun acum despre el cine este, și sulița pe care o are Sfântul în mână este chipul lui Nestor, cel care l-a rugat în închisoare pe Sfântul Dimitrie să-l binecuvinteze, să-l doboare pe Lie. Anume, erau în temniță împreună și se făceau cam cum se fac acum la noi pariuri. Și era unul foarte, foarte bine pregătit, a la K1, să zicem așa, ca să înțelegem mai bine care sunt competițiile, pe nume Lie. Bă, pe cine punea ăsta mâna, îi rupea gâtul. Și un cuvios care era și el un soldat tânăr, anume Nestor, coleg de celulă cu Sfântul Dimitrie, în vremea împăraților Maximilian, și i-a cerut, ce binecuvintează-mă și pe mine că mă duc să mă lupt cu Lie. Probabil că el ce-o fi spus, decât să stau aici degeaba. Am și eu știința asta a armatei pe care am învățat-o, că erau soldați amândoi, să mă duc să mă lupt cu Lie. Și într-adevăr l-a binecuvântat Dimitrie și s-a dus și l-a ucis pe Lie. Era un lucru imposibil. Era cam aceeași situație cu David și Goliat.
unul mare și unul mic, adică David, care însă, cum și-au folosit știința confruntării? Fiecare cu ce știa mai bine. Anume, Goliat era pregătit să pună mâna pe adversar și să-l arunce în aer și când cădea, acolo rămânea. David se ruga lui Dumnezeu să facă ce știe el mai bine, pentru că dacă scăpau de acest Goliat, aveau de câștigat întreg poporul. Și anume s-a zis că el se duce să se lupte. El însă era obișnuit ca orice confruntare să treacă prin praștie. El fiind mic de statură, nu avea posibilitatea să se apropie prea mult de adversari. Adversarii lui erau fiarele deșertului, pe care însă trebuia să le atingă de departe, că dacă veneau prea aproape, n-avea nicio șansă. Și deprinsese foarte bine meșteșugul praștiei, încât piatra care pleca din praștie ajungea exact unde trebuia să ajungă să nimerească ținta. Și văzând de departe pe Goliat, și-a învârtit praștia și exact în frunte i-a rămas piatra, așa ca o amintire a unei vieți de tiran. Și-a căzut. Acum putem să ne gândim, dar unul era mare și unul era mic. Mi-aducem aminte iar de Părintele Asenie, când zicea: tată, dacă sunt două pahare, unul mare și unul mic, sunt amândouă pline, poți să zici despre ăla mare că e mai plin decât ăla mic? E plin. Asta cere de la noi Dumnezeu, să fim plini. Nu contează cât încape în noi, contează să fim plini. De aceea, plinătatea Harului pe care o primim în noi ne face să nu ne mai tulburăm de corabia asta și de valurile pe care le vedem, că din punct de vedere rațional pot să ne scufunde corabia. Nu, ci trebuie neapărat să fim atenți. În corabia asta cu mine este și Hristos cu care m-am împărtășit. Nu pot să ajung pe fundul mării, că e cu mine. De aceea, mulțumesc lui Dumnezeu că acest prilej al prăznuirii Sfântului Dimitrie ne-a dat ocazia să ne uităm, de fapt, la noi în suflet. Nu cred că e acum cazul să credem că Sfântul Dimitrie a fost și acum noi doar ne uităm așa, ne trimite mirul care curge la Tesalonic din moaștele lui. Da, putem să le folosim, putem să facem pelerinaje acolo, dar un lucru este esențial. Dumnezeu nu ne vrea spectatori. Ne vrea ca noi să fim curajoși, noi să îi cerem ajutorul ori de câte ori vedem că se clatină corabia și noi suntem aceia care putem să depășim momentele. Și anume, să nu mai anticipăm noi, aoleo, ce va fi la al cincelea val, gata, ne-a și dus la fund. Nu. Pentru că Dumnezeu, dacă va vrea așa ceva, cu siguranță că o va face. Dar încă, dacă avem suficientă credință și suficientă încredere că Hristos este cu noi, Hristos chiar este cu noi. De aceea rugăm pe Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, să ne fie chezaș și să ne aducă aminte ori de câte ori este nevoie că Hristos este cu noi în corabie și de fapt El este corabia noastră. Așa să ne ajute Dumnezeu.